și pregătim compot. O să fac așa două borcane dintre acestea mai mari. Sper să nu mi se mai strice. Am dat în grădină, m-am dus și am pus apă și la bostănei, Rareș a tuns gazonul și fix după ce am terminat de udat în grădină a venit o ploaie. Când venim aici la OMV, de fiecare dată Filip primește biscuiți. Cumpărături! Bună dimineața! Bine ați revenit la un nou vlog! Este marți, 10:30. Și avem peste 25 de grade deja, deci este o zi dintre aceea de vară, foarte călduroasă, de care ne bucurăm pentru că suntem în acest sezon și ne bucurăm de temperaturile acestea. Dar este foarte cald și încercăm să ne facem treburile dimineața și după amiază spre seară pe afară și să ne facem treburile pe care le avem de făcut în casă între orele acestea 1 și 4-5 când se mai așteptăm să se mai răcorească puțin pentru că e soarele foarte puternic. Bine ați revenit la un nou vlog. Am încercat de vreo 3-4 ori să filmez acest intro, nici că am reușit. Am zis că nici acum nu mai filmez atunci chiar când nu mai filmez nimic astăzi. Rareș culege vișine și cireșe. Astăzi facem compot dulceață pentru că s-au copt vișinele și cireșele. Cireșele deja se strică. Și vișinele s-au copt și se strică foarte repede și fac și viermi și facem compot. Eu am mai avut o tentativă de a face compot, dar mi-am luat astăzi capace noi. Doamne ajută să țin de data aceasta și să nu se mai strice. Soacra mea face de foarte mulți ani compot și Filip s-a învățat când vine la bica, când merge la bica, îi cere compot. Fructe, un pic de zahăr și apă, dacă nu mă înșel eu. Și nu mi-aduc eu aminte greșit, 1 kg de zahăr la 8 litri de apă, se face așa un sirop pe care îl punem peste fructe. Acum o să încerc să vedem dacă mi-am cumpărat capaci noi, dacă mi se mai strică. Am făcut cu caise, n-am avut capaci noi și mi s-a stricat compotul. Încercăm și astăzi și facem așa o combinație dintre zmeură, cireșe și vișine. Este un compot foarte bun. Și v-am zis eu că vreau pentru iarnă să-mi fac și compot. Dulceață nu o să fac foarte mult anul acesta, pentru că am făcut anul trecut și mai avem. A trecut un copil pe stradă și am crezut că este Filip, așa aleargă pe stradă singur. M-am speriat foarte tare. Nu facem dulceață pentru că mai avem de anul trecut. Ce am făcut anul acesta? Am făcut câteva burgăneale de dulceață de căpșuni, câteva de caise și mai vreau să fac dulceață de soc. Anul acesta n-am făcut niciodată. Eu țin minte că făcea mama și foarte bună dulceața de soc. Anul acesta insist așa mai mult pe siropuri, pe compot. Mai merg să mai culeg flori să am pentru ceai. Vreau să culeg flori de tei, pojarniță și coada șoricelului, că acum sunt pe câmp și vreau să apuc să le culeg. Ce mi-am mai pus? Mi-am pus flori de soc, flori de salcâm, la uscat pentru ceai. Cam asta ar fi, dragilor, începem un nou vlog, am foarte multă treabă, am și castraveți de pus la murat, vreau să fac un pan de șpan cu vișine acum de dimineață, dacă tot avem vișine. Deci am aici pe draperie, Filip mănâncă și pune degetele peste tot, e o problemă maximă, avem mâncare peste tot, da, na, în fine. A venit sora lui Rareș din Suedia, Filip are partener de joacă, a venit verișorul lui, vine pe aici și să joacă cu el, a primit o mașină nouă, pe care a zis că vrea să o desfacă, să se joace cu Darius. Și nu a desfăcut-o, o să vi-o arăt și vouă, chiar n-am desfăcut-o deloc de când a primit-o. A rămas la soacra mea și n-am mai desfăcut-o. Da, deci cam asta. A fost Rareș la magazin de dimineață și a cumpărat capace noi. Eu mi-am luat așa 10 pentru borcanele mai mari, 5 așa și 5 așa, pentru că sunt capace mici, dar sunt de două dimensiuni.
Acestea sunt puțin mai micuțe și acestea puțin mai mari. Ca să mai facem astăzi compot, dulceață și să am capace noi. Soacra mea și-a luat 20 așa mari, 10 și 10. Mi-am luat 10, 5 și 5, că nu fac așa de mult. Rareș acum culege vișine, cireșe și astăzi este zi de făcut compot. Mă duc să pun castraveți la murat. Am aici castraveți din solar și mi-am adus și usturoi ca să-i pun la murat. Și aș mai vrea să mă duc să-mi culeg puțin mărar, să-mi pun în congelator. Mai am o punguță mică și vreau să strâng puțin mărar, pentru că îmi place foarte mult. Și dacă nu apuc să pun, rămân fără mărar pentru iarnă. Ia uitați ce a crescut porumbul nostru, ce mare s-a făcut. Astăzi este o zi foarte călduroasă. Deja este 10 și ceva și avem 26 de grade, ceva de genul, foarte, foarte cald. Dar ce să facem, trebuie să ne mai facem din treburi. Am fost și mi-am adus 5 ouă, pentru că vreau să fac și un pandișpan cu vișine, dacă tot facem astăzi dulceață și compot și sau cules vișine, facem un pandișpan cu vișine. Avem așa, zmeură culesă din grădina bunicilor, vișine foarte bune, nu am eu lumină prea bună aici, nu știu de ce, sunt foarte bune și coapte, vedeți că sunt negre. Și aici cireșe negre, amărui, dar nu sunt foarte mare, super bune, foarte bune. Și mi-am pregătit aici două borcane. Am să pun cam jumătate de borcan, 3 sferturi, depinde, să vedem, de fructe combinate. Iar aici am făcut apă cu zahăr. Cantitatea, am pus cam 800 de grame de zahăr la 6 litri de apă. Și pregătim compot. O să fac așa două borcane dintre acestea mai mari. Sper să nu mi se mai strice. Că am capacele aici. Capacele noi. Hai să-i dăm drumul la treabă. Aici mi-am dat deoparte câteva vișine pentru pandișpanul acela. Trebuie să scot sâmburii, dar le-am dat deoparte ca să le pun pe toate la compot. Nu am pus foarte multe cireșe pentru că sunt amărui și nu vreau să-l fac amar. Am pus zmeură, câte o mână așa de cireșe, vișinele și acum am să pun apă. Și am să învârt borcanele în jos și am să le acopăr cu o păturică ceva. Facem un pandișpan cu vișine foarte simplu. Acestea sunt toate ingredientele. 6 ouă pe care le-am separat, 6 linguri de zahăr, 9 linguri de făină, un praf de sare, 200 de grame de vișine pe care le-am la vișine cărora le-am scos sâmburii și le-am scurs puțin de zeamă și 2 linguri de ulei. Albușurile cu zahărul și cu praful de sare. Acum punem gălbenușurile. O să dau cu o spatulă. Și mai pun aici de ce făină? 7 linguri din cele 9 linguri de făină. Făină. Și voi încorpora totul cu o spatulă. Voi renunța la paletele mixerului. Da. Punem acum jumătate din ulei. Și o să pun o lingură de făină. Bine. Încă un pic.
Și am să încorporez făina în vișine. Am pus și... mai era o lingură de făină, am încorporat-o aici, pentru că, în mod normal, rețeta ce văzusem eu, tapetai tava cu restul de făină și restul de ulei. Eu însă am folosit hârtie de copt și nu a fost nevoie să mai tapetez, așa că am pus făina aici. Așa arată pandișpanul nostru, pe care acum o să-l pun în tavă. Eu am o tavă foarte veche aici, ruginită. Da, mami, dar e perfectă. Și s-a stricat. Eu am lăsat-o prea mult în cuptor, mami, cred că. Dacă s-a ars. Nu, s-a ars. Și s-a stricat. Aha. Și acum o să punem vișinele. O să mă ajute și Fili. O să ia câte o vișină cu mânuța. Uite așa, și punem peste tot. Vișine. Peste tot. Așa să faci? Hop. Punem și... cu făină? Da. Cu făină? Peste coc. Cu coc? Da. Punem vișine peste tot. Peste tot. Peste tot. Peste tot. Să le apăs așa puțin și am să încerc să le acopăr un pic. Nu rămân așa, ca să se ardă. Mm. 180 de grade, nu știu, 15 minute, cred că se face foarte repede.
Este deja ora 5, tocmai am venit de afară cu Filip. Am făcut invenția asta, nu știu cum să o numesc, am pus topoganul în piscină, piscină în care era plină și pe jumătate, vă dați seama ce am făcut acolo de apă. S-a jucat o grămadă Filip, nu mai voia să mai iasă o plâns când l-am scos, doar că e destul de rece apă, nu e foarte caldă. Chiar dacă afară e foarte cald, ea tot la umbră este și nu mai bate soarele în ea. Și am adus și trambulina de la mama. Este trambulina pe care i-au cumpărat-o părinții mei lui Filip și n-aveam noi unde să o punem, având în vedere că stăteam la bloc. O stat acolo la e-mail o perioadă, doar că Filip se duce, na, relativ destul de rar, nu se duce în fiecare zi la părinții mei. Și am adus-o aici, la noi, în spate pe gazon și se joacă în fiecare zi. Dacă nu-i Filip în trambulină, e Luna care stă și doarme. Și, da, este 5, după cum spuneam, pe Filip l-am băgat în casă, a stat el vreo oră în apă, l-am lăsat, dar e suficient pe astăzi. Vreau să merg să-mi culeg niște mărar, pentru că vreau să pun castraveții la murat, o să aduc de data asta mărarul cu tot cu bețe. Până acum când am pus, nu aveam bețele făcute, formate la mărar și am pus castraveții cu fire așa de mărar. Vreau să-mi culeg și să-mi pun la congelator, poate să merg cu tot cu Filip în grădină să culegem. Asta mai vreau să rezolv. Vreau să pun castraveții și să-mi pun un pic de mărar la congelator și să fac un pic de ordine în casă. Acolo am pus borcanele. Vreau să vă spun că toate capacele mele, chiar dacă le-am cumpărat și sunt noi, s-o dat peste cap și am făcut eu cu soacra mea aici, au venit și le-au strâns la maxim cât s-au putut, până în punctul acela în care se dădeau peste cap. Apoi le-am învârtit și care o curs, am tot schimbat capacele, le-am lăsat așa și le-am acoperit cu un prosop. Aici este prăjitura care este efectiv extraordinar de bună. Am filmat-o eu când am tăiat-o, dar dormea Filip și nu am putut să vorbesc cu voi. A ieșit foarte bună, foarte pufoasă. Ia uitați-o și voi. Și ați văzut că ingredientele sunt foarte simple și foarte ok, exceptând faptul că avem cele 9 linguri de făină albă și cele 6 linguri de zahăr. E destul de ok pentru o prăjitură. Cam asta o mai avem, asta o mai rămas. Am dus și la socri o farfuriuță cu prăjitură, o mâncat și Rare și o mâncat și Filip, am mâncat și eu. Am să o acopăr puțin și da, este extraordinar de bun. Aici avem un pepenicel, o luat Rareș de dimineață. Vreau să spun că astăzi am avut așa, nu știu ce am, nu știu ce-i cu mine, dau play la cameră, mă bâlbâi, nu știu ce-i cu mine, nu pot să leg 3 cuvinte, cred că sunt extrem de obosită, nu știu de ce. Poate că și de la vremea asta e foarte cald și te moleșește așa. Ziceam că mă duc să fac curățenie puțin, am acolo în spate, vreau să-mi bag vasele în mașina de spălat, să strâng și să șterg puțin blatul, masa, chiuveta. Aspir puțin, în fiecare cameră am câte ceva de strâns și poate reușesc să spăl pe jos. E necesar. Apoi tot am încercat să țin din scurt curățenia și să fac în fiecare zi câte ceva, să strâng haine, să împăturesc, să aspir, să pun vase la spălat și așa mai departe, ca să nu mai las curățenia să-mi scape de sub control, pentru că sunt destul de mult pe afară. Acum, nu știu, 60%, 70% cred că, la sute dintr-o zi suntem pe afară și nu am timp să mai stau în casă să fac toată ziua curățenie, așa că încerc să-mi o mențin, pentru că îmi place să fie curățenie, dar nu mai am așa mult timp să fac. Cumva, oarecum, dar în grădină nu mai am așa multă treabă cum am avut până acum, pentru că până acum tot a trebuit plivit, prășit și așa mai departe și acum ne bucurăm de muncă și ne culegem roadele. Da, hai să fac un pic de ordine, mă duc afară să culeg mărar, mă pun castraveții și am vrea mai biseară să ieșim puțin, să mergem puțin în oraș, să vedem dacă reușim și dacă mai avem energie. Cum a venit nepoțelul nostru Darius, a venit zilele trecute la noi și l-am pus să mănânce ceva în scăunel. Am coborât scăunelul de la etaj pentru că noi nu-l mai folosim la Filip, dar nu mai pot să-l mai duc înapoi pentru că ce să vedeți, acum Filip nu mai în scăunelul ăsta vrea să stea la masă. Așa că avem scăunel de bebe în casă din nou. I could dry out in the sun,
Before you follow the deep dark ocean down, for you I'd build the biggest kite and spend all of my time giggling. Daydreaming is my new middle name. This is not a game for me. Imagining is my new best friend, and ready's all I see. I got a PhD in love. Every step, every breath. La noi a venit ploaie, a început să plouă, este 9:50. Am venit până în oraș, mergem până la Lidl, am venit să alimentăm, când mai aveam motorină deloc. Și tragem o fugă și până la Lidl, facem 2-3 cumpărături și mergem acasă. Filip doarme la Bica, dar l-am luat și pe el cu noi. Și nu mai facem nimic în seara asta, n-am mai pus castraveții la murat pentru că a început să plouă. Și ne punem la un film sau ceva și cam asta ar fi pe astăzi. Mai filmez, vă mai arăt ce mai cumpărăm noi și o să închid vlogul de astăzi pentru că nu mai am ce să mai filmez. La noi chiar și acum când am plecat ploua și a venit destul de bine, a venit curat, a venit o ploaie dintre aceea foarte bună, dar în oraș văd că nu ploua deloc, dar e norat și aici. Am udat în grădină. M-am dus și am pus apă și la bostănei. Rareș a tuns gazonul și fix după ce am terminat de udat în grădină, a venit o ploaie. Dar este foarte bine că porumbul, cartofii au nevoie de foarte multă apă. Toate, de fapt, au în continuare nevoie de foarte multă apă. Dacă nu ar ploua și nu ar avea apă, n-ar fi deloc bine. Când venim aici, la OMV, de fiecare dată, Filip primește biscuiți. I-am spus acum să nu... Dar nu că cere, că doamnele de aici îl cunosc, tot timpul îi dau biscuiți. La început, dintre aceștia de la cafea, probabil că nu toată lumea o ia. Și la început îi dădeau câte 2-3 și acum primește când se duce o grămadă. Și am zis să nu mai meargă ca să nu-i mai dea acum, pentru că mai are o grămadă. Sunt foarte bun. Sunt biscuiții aceia Lotus cu scorțișoară. Sunt foarte buni. Îi mănâncă Filip. Noi nu mâncăm la cafea biscuiți. Să-i pun aici. O primit așa când s-o duc data trecută. I-o dat într-o funguță. Funguța aceasta plină. Și am zis să spună să nu-i mai dea. Am pus mâinile la spate. Filip e așa de mândru și de fericit. Filip, mami. Mami, dar ți-am zis să-i spui să nu-ți mai dea mama. I-a dat, tante. Tot ți-o dat. Uite, acolo mai încerc și sunt mai tare. Da, mami. Am ajuns acasă, este 10:30. Rareș s-a dus să-l ducă pe Filip la Bica, pentru că i-am promis că îl lăsăm să doarmă, deși cam târziu să meargă acum. Dar i-am spus, am fiu de păr, mă gândil foarte tare, i-am spus că nu mai lăsăm la Bica, că îl culcăm acasă și a început să plângă. Așa că e în mijlocul drumului, așa că l-a dus Rareș, noi încărăm cumpărăturile și ne ducem să ne punem la un film. Dar o să închid vlogul după ce vă filmez cumpărăturile.
cumpărături în valoare de aproape 300 de lei avem aici. Suc de portocale, ăsta îl bea Rareș. Lui îi place, el și-l ia. Pentru Filip avem timbar, limonadă cu lămâie. El și-o luat-o, dar pleca la bica, o să bea mâine din ea. Avem mai multe înghețate dintre acestea vafe. Nu le-am mai pus pe toate pe masă. Și câteva napolitane. Le dau deoparte. Napolitanele acelea pe care și-l ia Rareș. Și câteva vafe le punem imediat în congelator. Pentru ca să-i mai fac lui Filip înghețată zilele viitoare, am luat cornete dintre acestea pentru înghețată. Am zis eu mai de mult că iau și tot uitam. Lapte, o schimbat laptele, adică e același lapte, dar o pus sticlă dintre aceasta în loc de cutie dintre aceea de carton. Salam de curcan, spaghetti din săptămâna italiană, e un pachet de 1 kg. Ciupercuțe, le-am luat la reducere cu 11 lei și 19 bani, pentru că o să fac sarmale în frunze de viță. Parmezan, o rodie pentru Filip, smântână pentru gătit, brânzică topită, unt de masă, o cutie dintre aceasta de cremă de coco, scrie coconut milk, dar e o cremă efectiv. Pentru Filip am luat înghețată așa, el și-o ales-o. Și-o pun la frigider pentru că cred că deja s-a dezghețat. Acolo avem piept de pui 1 kg, cu 9 lei, aproape 10 lei reducere la el. Nu-l mai iau de acolo. Ulei, 4 lei și ceva, litru, super ofertă la ulei, la Lidl. Bun, deci ulei, 4 lei, 80, 4 lei, 70, ceva de genul litru, mi se pare efectiv un preț foarte bun, stați că stau în lumină, un preț normal, pentru că a fost foarte scump uleiul la un moment dat. Rareșul a luat biscuiți, dintre aceea îi mănâncă cu lapte. Aici avem 2 gogoși și un croissant cu cremă de alune, câțiva morcovei, foietajele acestea, tot din săptămâna italiană. O cutie de carne tocată și o găletuță de smântână. Și, după cum am spus, aproape 300 de lei. Ce vedeți aici? Ca să nu uit să menționez, mai avem în mașină un bax de apă plată și sticle de apă minerală, în cazul în care nu cădă cu virgulă, ca să fie așa. Mai avem câteva sticle de apă pe care nu le-am mai încărat acum. Vă las și eu. Mulțumesc tare mult pentru vizionare. Voi închide vlogul aici. Am spus deja că o să mergem să ne uităm la un film. Filip a plecat la bica. Ne vedem mâine, dragilor, cu un nou vlog. Eu vă pup, vă îmbrățișez și să ne revedem data viitoare cu bine. Pa!